Păi, uite ce mi-a făcut aia, bă, ce fute, mă, și tractorul. Hai și bravo. Ia mai multe dope. Thank you.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Elei și Cristina, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, pentru ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cele spre mântuire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ni se dea lor fiți de moșterea neamului și toate cele către mântuire, pentru ca să ni se trimită lor dragoste nesfârșită, pașnică și ajutor, pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și credință tare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie păziți în viață și purtare fără prigană, ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fii zbăviți și de tână cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta prea binecuvântată, slăvită, săpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu, cel venit, care pe cele despărțite le-a adunit în unire și ai pus dragoste legătură între luptă, cel ce binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-a dat pe moștenitor păcătinței tale, însuți binecuvintează pe robii tăi aceștia, Laurențiu, Andrei și Cristina. Povățuindu-i pe ei spre toată fapta bună, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logăde numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se lovătește robul lui Dumnezeu, Laurențiu Andrei, cu roaba lui Dumnezeu Cristina. În numele Tatălui și al Fiului.
al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește Doamna Dumnezeu Cristina cu Domnul Dumnezeu Laurențiu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Naștere. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeii stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii de apă, i-ai descoperit să logodească pe Rebeca, însuți binecuvintează logodena robilor tăi, Laurențiu Andrei și Cristina, și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește-i cu Sfânta Unire cea de la tine, că tu din început... Slavă ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Domnul Dumnezeu, Laurențiu, Andrei și Cristina, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru mântuirea lor, pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să le dea lor bună înțelegere, viață cumpătată în firul pântecelui spre folos, pentru ca să se veselească la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne zecii vecilor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu cel prea curat și zitor la toată făptura care din iubirea ta de oameni ai prefăcut cu asta strămușarea în femeie, și ei bine trece și vomuții și stăpâniți pământul. Și pe amândoi i-a arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta vă lăsau învetat în soț și pe mama sa, și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi în trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce-i binecuvântat pe robul tău Avram și-i lăsit cu deșare și l-ai băcutat ca mult în anul. Cel ce-i dăruit pe Isaac de vecă și-i binecuvântat nașterii, care-i însoțit pe Iacu Cranela și i-a arătat 12 patriarhi. Cel ce-i însoțit pe Iosif Asenera și ai dăruit lor pruși pe Efrem și pe Mănase, care-i primit pe Zaharia și pe Elisabeta și ai dat lor prunte înainte mergătorul. Cel ce din rănăcea lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioara și din ea te-i întrupat și ne-nscut pentru mântuirea neamului omenesc, care pentru negreitul tău dar și multa bunătate ai venit în Cana Galilei și în nunta care de acolo ai binecuvântat, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din această însoțire. Însuți, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră lângă tăi și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi, Laurențiu, Andrei și Cristina, viață, pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste una către altul într-o legătură păcii, dar de prun seminție cu viață de rugată, cu mâna cele veșnice amăririi, învrednicește, i-aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor, fără bântuială și lor din roada cerului de sus, și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți, și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni iubitorie și ție slavă înălțăm, împreună și lui preînceput al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul
nostru Sfințitorul Nunții Preacurate și Legiuitorul Nunții Celei Trupești, Păzitorul Nestricăciunii și Chivernisitorul Cel Bun al Celor de Trebuință Vieții, Însuți Stăpâne, Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpânitor al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul duna din coastele lui. Ei zidit, cu bine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel Sfânt, care din tână ai făcut pe om și din coasă lui ai făcut femeie și ai însoțit lui spre ajutor, pentru că așa a făcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ însuși, acum să duce dobândire de prujbun, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea. În ziua Andrei, roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Seculul robul lui Dumnezeu Laurențiu Andrei, roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Seculul robul lui Dumnezeu Laurențiu Andrei, roaba lui Dumnezeu Cristina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Laurențiu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului roabă Dumnezeu Cristina, cu Domnul Dumnezeu Laurențiu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roabă Dumnezeu Cristina, cu Domnul Dumnezeu Laurențiu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinst, supuneți-vă unul altuia duplica lui Hristos, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femei, precum și Hristos este ca bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. Căci precum biserica se supune lui Hristos, bărbaților lor în totul, bărbaților iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat sine pe sine pentru ea, ca să o sfințească curățindu-o cu baia apei frânt. Și ca să o împărtășească sie și biserică, slăvită neavând pată sau închinăciune vreo altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de pricană. Așadar, bărbați, sunteți datori să iubiți femeile voastre, ca pe însușurile voastre. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl primește și îl încălzește, precum și Hristos, biserica.
pentru că suntem adunarele Duhului din carnea Lui și din oasele Lui. De aceea va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Astfel și voi, fiecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși. Iată femeia să asculte de bărbatul său. Pace ție, sfințite frate, cititorul Ioan, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era de piatră puse pentru curățirea iudeilor care luau câte două sau trei vedre. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă, și le-au umplut până sus. Apoi le-a zis: scoateți și aduceți nunul lui. Iar i-au adus și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde iese, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și a zis: orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus Cana Galilei și slava sa.
lui pe aceștia, Laurențiu, Andrei și Cristina, pe care e binevoită ai soțiul, cu altul păzește în pace și bună înțelegerea dumneavoastră lor și stăferește patul lor mentinat. Binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și vreincește să ajungă bătrâneți fericite, cu inimă curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeu care minuiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm, împreună celui fără început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, cu toți rostim Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția. Amin. Poruncile lui Dumnezeu.
circumcizat și de pe partea dreaptă. Na, în două nășicile, da? Te prinde două ori. Așa. Să nu scântă Evanghelie, să-mi dat cruce. Dar ești că nu pică. Așa. Și te mai închide de altă. Așa. Mâna stângă peste Evanghelie. Dreapta peste stânga. Și stai cu capul puțin plecat. Da? Și rețineți cu mâna dreaptă de lui. Și tu, mireasă, mărită-n să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și văzindu-i în legii că așa binevoit Dumnezeu. Amin. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor peste Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea lui Dumnezeu și a Sfântului Altar, că veți păstra legătura dragostei voastre neîntreruptă până la sfârșit și a unirii voastre până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate niciunul din celălalt de la datoriile voastre, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamna asta are ca scop nașterea de cruci. Și dacă ne uităm frumos la cuvintele acestea care podovesc lumânări sau pe care le țină miresica și mâna așa, nu sunt alcătuite dintr-o singură floare. Parcă ar fi fost monotone așa. Dacă am pune o singură floare aici, ar mai avea aceeași frumusețe, nu. Tot așa și familia. Familia e ca un buchet de cruci. Cu cât are pe lângă ea părinți, familia, cu cât au 2-3 copii, cu atât este mai frumoasă. Mai ales acum că aveți 2 perechi de naș, trebuie să faceți cel puțin 2 copii să-i mulțumiți de amândoi. Sau 4, după aceea. Dar niciodată 1 sau 3, 2 sau 4, da? Ca să se bucure și naște. Să aveți 2 băieți și 2 fete ca să se bucure și naște, da? Deci este un îndemn să faceți copii, pentru că ei sunt darul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Și femeia se mântuiește prin nașterea de cruci. Și așa zice la Sfânta Scriptură, așa o zice Dumnezeu, asta o zic și eu cu tot din adunism. Femeia se mântuiește prin nașterea de cruci. Dumnezeu să vă dorească sănătate, mirilor și nașilor, tot ce vă doriți. Noi ne-am rugat pentru dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră și dacă vreodată nici naș nu vă pot lămuri, vă așteptăm cu drag ca niște prietenii dumneavoastră, să vă dăm un sfat. Eu cred că un sfat la timpul potrivit valorează mult mai mult decât ne-ar da oricine. Dacă nu primești un sfat la vremea potrivită, atunci poți să greșești în anumite decizii. Și din partea noastră, vă urăm și vă cântăm un sfânt de un călduros la mulți ani tuturor. Doamne! La mulți ani!